Pues salud, numele meu este Ivan Gabriel. Se legă o muscă artificială. Acesta este site-ul meu de pescuit, flyfishing.ro. Unde sunt oferte de muște. Cu câteva modele pe aici. Mai puțin azi, în 11 februarie 2015. Cu câteva modele așa, nu? Pentru un magazin. Fac eu imediat. Pentru puțin aici pe magazinul online. Trebuie să mai lucrăm și la calculator. Și aveți de gând să vă faceți magazinul, nu? Că dacă vă faceți legături de muște sau vreți să vindeți articole pentru pescuit, este bine să o faceți și magazin online. Ia să mergem aici la... Mergem aici la... Da, este și în pungro. Și a apărut site-ul de pescuit. Și am luat forum aici. Bate lumina asta rău. Lumina nu mai bate așa rău. Uite-mă ce bate asta. Doamne, amintește-mă. Autentificare. Nici mai pe la forum, băi. În delta. E nou pe la expediții, băi. Ia, de cine a scris? Cătălin. Doisprezece vizitatori. Sută 18 utilizatori. Nu-mi place deloc cum bate. Bate în altă parte. În altă poziție. Nu ești bine așa. Pus. E, ar fi mai bine așa, vedete. Mai bine pentru tine așa. E tu aici pitită unde te pun. E pitită acolo unde te pun eu.
din ce mai... Zis Cătălin pe aici. Expediție. La Solina. Am informații cum că am fi deja 3 pescari care ne-am cumpărat bilete pentru Sulina. Ce facem, Gabi? Mai așteptăm un coleg sau rămânem 3? Păi cred că rămânem 3, mă, Cătăline. Eu așa zic că rămânem 3, da. Și pe magazin. Să vedeți la ce am lucrat eu până acum. Magazinul online de aici. Să găsiți muște artificiale. Dacă dați click pe muștele artificiale. Aici puțină teorie și așa arată magazinul. Nu m-am ocupat de el adevărat până acum, dar acum eu zic că arată binișor, ia să vedem. O să fac un film ca să vă arăt o șmecherie. Ce am mai căutat? Am stat 4 ore să caut un program. Aici sunt muștele artificiale. Prima pagină. Dar mai am depus. 12 pagini. Super ofertă la muștele UD. De la 60 de bani bucata. De exemplu, 60 de bani. 60 de bani la producător. Și jos. Am paginile toate cu musculiți. Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este după pagina... Pagina 2. Să vedem ce e la pagina 2. Alte musculițe aici. Asta ar fi pentru mreana mai mult. E nimfă. Așa arată pagina 2. Pagina 3.
Grămadă de modele de musculiți. Astea care le-am făcut acum nici nu le-am. Pagina 4. Musculiții mici. Mai departe, mai spre cap, să dau la pagina 10. Și mai am vreo 12 pagini de pus. Astea sunt nimfe pentru șnur. Pagina 10 este 21-7. Și un 7, ia să vedem. Și acum, pe acestea nici nu le-am pus. Care e ațile astea? Nu l-am pus. Acestea nici nu le-am pus, dar sunt foarte la. Foarte multe de modele se pot crea aici la. Haideți să fac una din asta cu albastru imediat. Am un cârlic cu ochet numărul 8. Prinde menghina, i-am astupat vârful aici. Ața neagră de montaj. E puțin mai grosuță, nu foarte grosă. Pun firul. Și apăsa, strâng bine. Vin înapoi. Cât ține tija. Iar bine înapoi și încă o dată. Trebuie mai aproape așa.
de oață portocalie, 2, ok, cârligul mai mare, să vă întrebați că nu stai cu camera acum? Am puțin o legată de gât cu zgârci. Ne-a făcut un super suport. O bandă de curcubeu. Lucitoare. Astea de la pom de iarnă s-au dus. Ocazile acum cu pomul de iarnă. Am un fir galben. Și niște remige, să zic, de pe un firelețe din ăsta de pe un. Dacă sunt mai grosuțe, iau 2. Dacă sunt mai perișor, mai subțire, să iau 3, chiar 4. Prin și se dau de jur împrejur, las puțin loc aici ca să leg alte materiale. Bine. Mai dat, nu mai lungesc ața. Vin cu firul întins și prin corp. E suficient, acum nu se va mai desface. Tai surplusul. Acesta nu prea e rezistent, așa. Facem următoarea șmecherie. În România se mai scot cu mâna, nu se folosește penseta, nici eu nu folosesc. Și pentru siguranța și rezistența ei, după ce am pus pe aceea, vin cu aceasta. Peste. Să am mai siguranță așa. Prea mare zoom. Să-mi iau un fulg albastru. Fac niște aripioare. Un fulg albastru. Dacă vreau să fie mai intens, mai e o bucățică și mai fac mai scurt, cam până la jumate. Pe aici și pe acesta. Să fie mai bogată muscă. Am un fir de ultra flash. De cocoș negru. Desescut eu un fir de aici.
le împărți. Am scos două, dar nu e nimic. E unul. Cam o problemă. Unul nu mai aici, mă. Și pune zorbioși. Sfârma asta de bătăi de cap aici. Hai, de aici. Avem o sârmă care m-a încurcat aici la zoom. Să mai luăm o pauză, să mă leg. Asta este... Deci pe afară e vopsit gardul. Într-un leopardul. Asta e medicamentul, ca să înțelegeți. Pentru legătării mei. Să trăiască legătorii mei, să fie drăceaz bun. Aveți grijă la medicament, că e 12 noapte. El duce, seamănă cu Fanta. La gust. Am impresia că l-a tăiat cu aspirină. E ok. Care ce da merge acum? Ce ar mereu în sete, dar nu mai putem. Adică băgăm benzină înainte până vine peștele la primăvară. Ce că îi punem și aripile. Acum nu prea le luat la litera, așa că... Dom'le, dacă mai e aripa, mai într-o parte puțin, n-are nimic. Ideea e să fie legată bine. Ia uite, de 3 ore am de 3. Merge și de 2 și de 1. Ideea e să legați musca bine. Să fie clientul final sau prietenii mulțumiți. Și peștele, bineînțeles. Musca asta are garanție un an de zile. Ce ziceți? Trebuie să o aprobăm? Asta e treaba cu jucării astea care m-a învățat Flori. Deci, o dată de două. 3. Degetul pun asta e interior care o gaură aici. Ridic puțin. Și strâng. Tai frumos. Să le deja musculiță. Acesta este musculița artificială care va face prăpăd anul ăsta. Are și curcubeu așa. Și ultra flash. Deci medicamentul și-a făcut efectul. Oferta este valabilă doar luna februarie.
Vă așteptăm pentru comenzi. Sănătate, numai bine!